Bravo! 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 Vipera, vipera, vipera. Ea mușcă doar ce vrea ea. Parcă așa era, nu? Nu, cum e? Îți dă vipera. Venin și tu îi dai tot ce vrea ea. Aliniați-vă un pic aici. Ia să vedem. Ce-ți mai place să aliniezi femeile? Bun. Trebuia să spună Raluca ceva. Eu chiar m-am gândit cum a tăcut până acum. Porțile se deschid oricând pentru voi. Pa, dragă! Bun. Îndrăzneață, Odniela, în această seară. De ce nu ai rămas în prima ținută? Pentru că era mult prea simplă și am gândit-o să fie aia pentru dans și asta să fie pentru... Adică e un moment gândit împreună. Badiul și apoi toată... Mi-a sărit și cerceluia. Pune cerceluș. Pune cerceluș. Mai e unul în partea glam, aia. Glam. Victor. Ah. Bun. Avea și-a niște bănișori. Și a cheltuit să aducă cerceluș, motoarele astea aici. A rămas fără bănișori. Haide în locul meu, te rog, să vorbim cu fetele. Madalina. Mi se pare că nu se potrivesc cu ținuta ei aceste strasuri. Așa. Mi-a plăcut cromatica acelui body și mi se potrivea că vine mai fain cu cismele. Acesta mă duce cu gândul la Spider-Man, dar nu știu de ce. Păi a fost momentul gândit cu body-ul respectiv și fetele care dau pornirea motoarelor, curselor și atunci am îmbinat două elemente. Nu prea, e ok, dar nu prea văd couture-ul, am înțeles. Așa, e un sport, un sport glam, dar... Treaba asta pe care o am pe mine. Dar mi se pare... Încălțămintea care e făcută. Ruxy. Nici eu nu văd couture-ul. Sunt de acord cu Madalina, casca aia n-are treabă cu ținuta, poți să... Nu, nu casca merge. Mea nu renunț la ea. Dar nu merge cu strausurile alea, cu așa. Vai, o să zic ceva nașpa și o să... Hai! Dar azi am chef să fiu una... Nu știu ce, azi să-mi bag picioarele, azi le zic... Ea a zis că s-a schimbat ca să poată să danseze și a gândit ținuta pentru așa. Andă Oschea nu a putut să-și facă ținuta pentru că îi impedimenta dansul. Așa. Putea să... A, și iată că se poate, vrei da. Să spui. Bravo. Da. Eu okay. Asta n-am putut. Dar de obicei poate, fată. Bun. Haideți să vedem ce spune și juriul. Te rog frumos în fața lor. Mulțumesc. Bună, Odniela! Bună! Ce ai făcut tu aici îmi aduce aminte de un editorial în Vogue Japonia. Fotograful, sigur nu mă înșel, de fapt fotografii sunt Luigi și Yango, care de fapt la origini sunt hairstyliști, unii dintre cei mai buni în lume. Este un editorial cu Irina Shayk. Vezi Google, search și o să găsești. Îmi place foarte mult, este foarte bine aleasă. Dacă cumva ai fi băgat undeva un tiul, ar fi fost... Couture. Îmi place foarte mult ținuta, merge, vezi, în mod paradoxal, merge și în anii 60, adică e foarte curje, de fapt. Nu-mi plac încălțările, dar le găsesc sensul în această combinație stilistică. Ai câștigat foarte mult prin cascheta aceea, cu o intenție vagă, vagisimă de Daft Punk. Cred și aș putea spune, fără să greșesc, sper că până în acest moment este cel mai bun complex stilistic, cea mai bună ținută. Iar eu pot să spun că din momentul în care ai intrat în această competiție, în această seară este cea mai bună performanța ta. Începând cu ținuta, până la piesa pe care ai ales-o, până la numărul artistic. Și terminând cu Luana. Și terminând cu Luana. Și cu cizmele care nu sunt cele mai potrivite, dar sunt foarte bine alese. Pieptănătură, atitudine, ținută, moment, absolut tot ce ai făcut în seara asta. Felicitări! Mulțumesc! Deci, felicitări! Bravo. Nu credeam să aștept să văd din partea ta atitudinea și performanța ta. Deci poți! Curaj, fetiță, și eu sunt mândru de tine. Wow! Mulțumesc! Wow. Nu o să te super, da? Nu. Mulțumesc! Bomba Ioanei! Da! Felicitări în primul rând. Mulțumesc! De ce ești așa surprinsă și atât de emoționată? Nu știu ce să-ți spun în momentul ăsta, pentru că nu... Nu mă așteptam să iau 5 pe linie. Adică mi-am dat toată silința pentru ținută și pentru moment.
dar nu mă așteptam să iau 15 linie. Bun. Te rog frumos să vorbești cu cei de acasă. Dacă și vouă v-a plăcut momentul meu și ați fost cu mine în tot ce s-a întâmplat aici, știți deja că indicativul meu este 6 la 1, 2, 0, 6, iar am emoții, nu mă așteptam la notele astea. Vă mulțumesc că sunteți mereu alături de mine și că mă susțineți și că îmi dați mesaje și că sunteți acolo. Mulțumesc, Ormina. M-au luat toate căldurile de la costumul ăsta. Doamne, pupați-a ștălpile, Doamne, că am trăit să văd gala în care a ieșit viața din Oniel, adică nu în sensul negativ mă refer. Nu, adică nu că și-a dat ultima suflare, dar ne-a dat nouă suflare. Am văzut-o pe Oniela. Bună, ce ați făcut la gala de astăzi? Am văzut-o pe Oniela. A fost superb, este superbă. Bă, băiatule, avem o concurentă nouă, o cheamă Oniela. Are ceva care mă agită. Dar nu într-un sens negativ sau pozitiv, sau pur și simplu un ceva paradoxal cu tipul de emoție pe care încearcă să o creeze. O actriță care vine într-un show de stil, de divertisment, într-un show TV și face un număr și dansează pe acele versuri și vrea să fie sexy și are o intenție nu știu ce, trebuie să intre în rol. Ea nu poate intra în niciun fel de rol, decât în rolul ei. O actriță care se joacă doar pe ea, nu este o actriță. Punct. Ținuta este bună, civilizată, prin comparație cu ce am văzut până acum, chiar luminoasă, aș putea spune, dată fiind tema.